Povestea după lupta mare cu Pain se cam duce puțin aiurea, urmând o pauză mare în manga, ulterior fiind adăugată undeva la aproape 40 de episoade, numai filere, filere, filere. Dar noi sărim filerele, bineînțeles, pentru că mergem pe povestea manga, așa că continuăm povestea Naruto cu un nou episod. Pe partea asta, capitolul nostru începe cu sora noastră, cum ne-a o chema pe asta, Anko Mitarashi, împreună cu Sai și brigata, care îl caută pe Kabuto. Ce face Kabuto? Păi după ce a scăpat de Orochimaru și la killerii Sasukelu, fratele nostru Kabuțelu se chinuie să devină cel mai șmecher șarpe din cartier. Deci, capitane Mitarashi, avem o problemă, satul a fost distrus de către Akatsuki, Tsuna de în comă, toți sunt răniți și Danzo este noul Hokage. Vai, leu, a început foarte bine povestea asta. Danzo devine Hokage, satul e distrus și mergem în continuare. Trebuie Sai să se întoarcă urgent în sat, însoțit bineînțeles de băieții ăștia. După ce pleacă fratele nostru Sai cu brigada, Anko zice: bă, Sai ăsta a stat tot timpul lângă mine în misiune, dar Anko doar a devenit foarte rece. Dar ce vrea, băi, Anko, vrea să-ți facă doi copii? Fratele nostru Sai, mergând acolo, zice în capul lui că bă, Danzo a devenit Hokage. Mamă, fiți pe fază că urmează caterincă totală. Da, așa că în sat au venit doi băieței simpatici, o fată și un băiat, Yoroi, Daroi, cum dracu-i cheamă pe ăștia, cu un mesaj de la Raikage. Cine e Raikage? Tipul ăla șmecher care a dat cu pumnul masă mai devreme, acum vreun episod sau două. Bun, ăștia zic că domne, am venit cu o scrisoare pentru Lady Hokage, respectiv Tsuna de-a noastră. Tsuna de fiind în comă, ce credeți? Shizune zice, bă, eu sunt mâna ei dreaptă, pot să iau eu scrisoarea. Când s-aude un baston în episod și în manga, nu s-aude mica că e manga și nu scrie, vă dați seama că doar scrie, nu s-aude toc, 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 că nu suntem în bezi desenate. Și apare. Apare cel mai șmecher cămătar din cartier, sper să mori de mâna lui Sasuke cât mai... Don't give spoilers. Apare fratele nostru Danzo. Mesajul către Hokage este simplu. Raikage zice așa, citez, două puncte. Dragă doamnă Tsunade, datorită inconvenientului provocat de către Sasuke Uchiha, vreau să-l omor. Atât. Atât. Deci ăsta e mesajul dat de către Raikage. Danzo zice, domne, vrea și un răspuns? Dar la care zice asta, da, vrem un răspuns. Sakura, Naruțelu, Kakashi și brigada antitero stăteau și ei de vorba acolo. Când apare în viteză Kiba alergând cu Kutsu cu tot, băi, fiți pe fază, Tsuna de în comă și a fost dat afară de pe postul de Hokage. Nu e așa un medical ceva? Se pare că nu. Și l-a pus pe unul Danzo, de la care Naruto cu Sakura. Danzo! Nu se poate așa ceva. Lord... Naruțelu cu Sakura când aud că domne e ordin să-l killerească pe Sasukelu, să zic, doamne, eu mă duc la scandal, n-ai cum, deci exact ca activiștii din România, gata, mă duc la scandal. Până la urmă, caca și urlă la ei și zice, băi, stați un pic, hai să discutăm. Că-l contraziceți pe bulangiul ăsta de Danzo, vă va băga în pușcărie pe față, adică direct pe față, nu avocat, nu drepturi, nimic, pușcărie. Bă, Naruto-l doare în cur și zice că pleacă, Sakura la fel, până la urmă, caca și zice, băi, Naruto, fii atent aici. Tu ai vulpea cu nouă cozi în tine, da? Danzo abia așteaptă să te lege, chiar asta vrei? Da, și asta e adevărat. Până la urmă, Naruto și Sakura tot nu se lasă baltă și se duc la Sai. Băi, Sai, trebuie să vorbim ceva. Ce vreți, mă, să vorbim? Ia ziceți, mă, cu ce vă pot ajuta? Păi, băi, fii atent, tu ai fost pe Danzo pe acolo și ajută-ne și pe noi să înțelegem care-i faza cu tipul ăsta. Bă, nu am cum să vă zic. Ce? Începe să urle Sakura, că bă, că ești de partea lui din nou, că nu. Dar am asta. Un semn blestemat care îi interzice să vorbească despre Danzo. Și apar fetele astea două, mă rog, băieți, dar ăla-i mai fată un pic așa. Apar ăștia doi că, mamă, Sasuke, ăsta-i prieten cu el, hai să ne batem. Cât timp Naruțelu și cu ăștia apără onoarea lui Sasuke în sat, Sasuke vrea să ducă spre sat să-l distrugă. Când apare fratele nostru Madara, băi, Sasuke, stai un pic să discutăm. Ăsta Suighetsu-i amuzat rădotă și zice că, cică, aolo, iar probleme de genul. Dar la care Madara îi spune, bă, stai un pic să discutăm. Că tu ai avut o misiune. Da, bă, da, Sasuke zice, bă, da, bă, da, noi ne-am îndeplinit misiunea, Taka a părăsit Akatsuki. Stai un pic, că nu v-ați îndeplinit misiunea. Bine, aici o chestie amuzantă. Sasuke zice că Taka a părăsit
Akatsuki cu mult timp în urmă, long time ago. Dar stai un pic puțin, bro, că a fost 2-3 episoade și lupta cu Pain. Cât a durat lupta cu Pain? Vreo 2 zile, maxim. Adică, nu știu, mă rog, long time ago. Ok, lăsați așa. Până la urmă, Madara îi zice, bă, stai un pic, hai să discutăm. Nu te las te duci spre sat până nu îndeplinești misiunea. Păi, da, mă deplin misiunea. Nu că mi-ai adus o substituție, nu era 8 cozi. E, atunci trec prin tine. Sasuke-ul vrea să facă un Chidori și chiar trece prin el, că nu uita jutsul la lui Madara șmecher, dar se disipa. Bun, până la urmă Sasuke zice, a dispărut, iar trebuie să discutăm. Ăsta îi zice, bă, Sato că am fost distrus, nu știu ce vrei tu să mai distrugi, că a fost distrus. Ce? Distrus de cine? Da, un asociat al meu. Așa îi zicea el lui Nagato, asociat al lui. Apare fratele nostru Black White Noi Sălazețu și zice, bă, avem o chestie de discutat. Ce credeți? S-a terminat cu Hokage, adică e Danzo. Mamă, Madara e ce? Danzo, exact cum mă așteptam. Sasuke urlă, ce? Danzo e acum Hokage? Ăsta zice că, domne, Madara zice că, domne, e un bătrân ăsta important în sat, nu prea poți să te bați tu chiar așa cum vrei, dar am eu o idee și te ajut. La care Zetsu, lăsați-mă să vă explic. Mamă, ăsta e profesorul ăla pedofil. Și acum ne întoarcem în sat unde ăștia urlă că, domne, că aduceți-l pe Sasuke încoace, că nu știu ce. Sai le zice că e mai inteligent și zice, băi, stați un pic, când s-a dat ordinul de distrugerea lui Sasuke, nu vi s-a spus și faptul că nu este în sat? A, nu, că capitanul s-a lințit că treabă, dar stai, ce, nu, oricum vrem să știm toate informațiile despre Sasuke. Că marele nostru lider, Killer Bee, este un Genjuriki și aici îl activează pe Naruto. Băi, stai mă un pic. Și eu sunt un Genjuriki și eu am vulpea cu 9 cozi și n-am cum să... Akatsuki vrea să ne omoare pe toți. Dar eu știu că ei au nevoie de bestiile noastre cu coadă, deci maestrul vostru în continuare s-ar putea să fie în viață. Fiți pe fază că Zetsu le povestește de tot ce s-a întâmplat cu Pain, cu absolut tot și ce lui Sasuke pe față. Vezi că Naruto e mai puternic ca tine, că l-a distrus pe Pain. Sasuke, bă, nu mă interesează, eu vreau să merg la acest summit de Hokage și să-l killerez pe Danzo. Băi, summit Kage, summit Kage, nu summit de Hokage, summit Kage. Madara e supărat că, domne, Nagato a folosit Rin Reaper și a adus pe toți la viață și pe el l-a lăsat baltă. Naruto nu vrea să-l vândă pe Sasuke și nu le dă ăstora nicio informație, dar vorbește frumos cu ei și încearcă să le dea o lecție. Ăștia până la urmă se răzbună pe Naruto și îl bat fără ca el să riposteze, pentru că chiar el a spus, vărsați-vă nervii pe mine dacă vreți. Timp ce Naruto se lua bătaie, Sai intervine până la urmă și zice că bă, nu e momentul să facem asta, nu merită Sasuke atâta efort. Naruto urlă el că taci din gură, că eu am ales asta, că nu știu ce. Până la urmă vine în sfârșit șeful, capitanul de la ăștia doi proști și zice, sper că n-ați făcut probleme, ăștia, a, nu, nu. În continuare, Naruto zice că vrea să întâlnească cu Raikage și să discute cu el despre Sasuke. Yamato spune, băi, nu se poate asta, eu sunt director aici de construcții, n-am cum să stau cu ochii pe tine, deci tu nu părăsești satul cât se reconstruiește. Dar la care Naruto zice, bă, m-am întâlnit cu al patrulea Hokage. Bineînțeles că Yamato urlă, că n-ai cum așa ceva, că e mort, că nu știe până la urmă Kakashi zice, bă, Reaper Death Seal, jutsul pe care l-a folosit al patrulea Hokage, e posibil să aibă puțin din puterea mentală, energetică, bla bla bla, și de-aia e el acolo. Da, posibil, foarte posibil. Și ce ți-a zis Hokage? Păi mi-a zis că acum 16 ani când a început totul, tipul ăla cu mască din Akatsuki a sumona vulpea. Kakashi se gândește, păi cine ar putea sumona vulpea cu Sharingan? Madara. Da, gata, am rezolvat, cine e problema. Și problema Kakashi zice, domne, și ți-a mai zis albastru cu Kage? Bă, nu mi-a mai zis mare lucru, dar trebuie să-l oprim pe tipul ăsta mascat. Perfect, mergem după el. Dar la care i-am atot, ce? Cum să mergem după el? Nu, mergem, noi suntem patigarții lui Naruto. Hai să facem cunoștință cu toți Kage, pentru că urmează summit-ul. Îl avem pe Gaara of the Desert. Ce este mă? Kazekage-ul cel mai șmecher din nisip, care va fi însoțit de Kankurou și Temari, frații lui. Mergem spre summit. Ăsta este Lordul Tsuchikage. Numele lui îmi sper că e Onoki, dacă nu mă înșeală pe mine memoria. Lord Tsuchikage pleacă și el. E un moșulică foarte simpatic care s-a bătut însăși cu Madara în urmă cu multe sute de ani. Nu, glumesc, vreo 70 de ani, 80 încolo. E foarte bătrân și este foarte puternic. Însoțitorul lui perfect și simpatic este nepoata lui. Chiar zice asta că, domne, spatele meu e atât de bătrân și obosit. Chiar ăștia nu se gândește și să facă un summit mai aproape. Dar la care asta zice, bă, bunicule, haide-vă să le distrăm. Dacă nu-ți convine, retrage-te, ce e mare cu oricum ești bătrân. A, uite-l pe moșulică cum demonstrează el că, domne, nu-i destul de bătrân. Mizukage, nu prea se zice multe despre el, e Mizukage. Nu, glumesc, Mizukage este tipa aia șmecheră care e frică de nunți,
și îl pune pe Jojoro, tipul ăsta îl pune pe Jojoro să îl apere, să o apere. Jojoro ăsta este unul dintre cei 7 spadasini, la fel cum a fost Kisame, cum a fost Zabuza, dar tipul ăsta nu prea dă atât de multă încredere. E, o să vedeți că nu e chiar așa. Și împreună cu Danzo formează cei 5 Hokage. Raikage, Mitsukage, Tsuchikage, Zekage și Hokage. Ăștia sunt cei 5. Pe drum spre summit, pe Danzo îl atacă unul, da, îl killerește repede și când Danzo îl treabă, bă, targetul tău e Hokage, ăla ce nu o să spun nimic, omoară, mă. Îl omoară și that's all, Fox. Ăla a fost un genjutsu pus de Kakashi pe băieții de la Anbu care îl urmăreau pe Naruto. Kakashi a fost deștept și cu Sharingan-ul a pus un genjutsu șmecher și tipei al văd doar pe Naruto care face sexy jutsu cu Konohamaru. De fapt, adevărul este Konohamaru vorbește cu Naruto și îi spune că, bă, am făcut și tot ce am putut. Naruto îi spune, bă, bravo, ai distrus un Pain cu Rasengan, Naruto, felicitări. Când mă întorc, te învăț Rasengan gigant. Și mergem spre țara pierului, unde se va ține acest Summit Kage. Să vă spun o chestie, acolo sunt samurai, nu sunt ninja. Este un fun fact care s-ar putea să vă intereseze. Darui, tipul ăla și tipea care erau, care l-au bătut pe Naruto mai devreme, zic, bă, v-am cam simțit, arătați-vă fața, băi, bă, Hidden Leaf Dogs, potăi din satul Frunză. Hei, șeful, șeful, ăla de colo de, e Kakashi Hatake. Ăsta bulibașă urlă el că, bă, tu ești mâna dreapta Hokage-ului? Kakashi zice, nu, domnule, sunt aici împreună cu Naruto Uzumaki care vrea să vă ceară o favoare. Ăsta bulibașă zice, zi, bă, hai, te ascult. Hai că Naruto nici măcar un voroc frumos n-a zis, direct vreau să scoți acea clauză de ucidere a lui Sasuke Uchiha. Naruțelul ține un speech foarte mișto în care spune că Sasuke este prietenul meu, nu știu o altă soluție să răspund la asta, mă pun în genunchi în fața ta, Raikage, și te rog din suflet să faci asta. Dar la care Raikage, nu există nicio șansă să facem asta, o să-l distrug pe Sasuke. Fii atent că este Yamato în față și zice, băi Raikage, fii atent aici. Faza aia când ai vrut tu să furi Bia cu Ganu, mai țineți minte faza cu Tasul Neji, cu povestea aia când a vrut să o fure pe Hinata ca să ia Bia cu Ganu și s-a sacrificat Tasul Neji că era frate Geamăn? E, acum aici Yamato, bă, datorită asta nu e că suntem prieteni și voi că sunteți în viață, te rog, nu uita asta. Timp ce Naruto e refuzat și leșină de durere și supărare, Sasuke-ul găsește pe Danzo. Bă, după ce ăsta zice că să înceapă summit-ul, Gara zice, băi, aș vrea să încep eu, dar la care la bătrânul, wow, un Kazekage atât de tânăr, tatăl tău nu ți-a dat educație deloc, Gara. Gara zice că, domne, avem un problem cu Akatsuki, că au răpit tot, eu sunt un fost genjuriki care am fost salvat. Din păcate, băieții noștri Akatsuki au deja 7 cozi, ce facem în situația asta? Ăștia au vrut să sară la bătaie să te bată unul contra altuia, dar pe urmă Gara și cu băieții sunt deștepți și zic și Gara și tanti asta, zice, băi, gata, hai să ne calmăm, să discutăm. Durut un pic sufletul pe Raikage când i-a zis de frasul și faza e că Danzo a mâncat un pic căcat ce nu trebuia și a zis că, dom'le, nu uitați că noi, Konoha, v-am dat bestiile cu coadă, că Hashirama, primul Hokage, v-a dat bestiile astea în schimbul păcii. Băi, Danzo, taci morții tăi. Uite, aici vine o chestie interesantă. Raikage spune că toți în afara de satul lui, bineînțeles, au folosit Akatsuki pe post de mercenari. Ăștia spun modul, bă, că nu-i chiar așa, că nu știu ce. Și până la urmă ăsta urlă Raikage, băi, bătrâne Mitsukage, taci din gură, că nisipu au folosit prima dată Akatsuki ca să distrugă satul Konoha cu Orochimaru. Dar stai un pic, că aici e de discutat. Chiar dacă nu așa ni se spune, adevărul este simplu. Orochimaru nu are nicio treabă cu distrugerea Akatsuki, pentru că Orochimaru, conform summit-ului Akatsuki, din ultimul episod și ultima parte manga Naruto în copilărie, părăsise cu 7 ani în urmă ca Naruto să se termine. Deci Orochimaru a părăsit Akatsuki undeva când Naruto avea vârsta de, nu știu, 5 ani, ceva de genul. Deci nu are nici o legătură Akatsuki cu Orochimaru și cu atacul asupra satului. Dar, na, trebuie discutat. În sat, în timp ce ăștia vorbesc despre istorie și viață, Sai îi spune Sakurei tot adevărul despre Naruto și despre iubirea pe care o poartă. Sai îi spune Sakurei ce bătaie și-a la Naruto pentru a-l apăra pe Sasuke. Sai îi spune despre promisiunea pe care a făcut-o Naruto Sakurei și ea a pus foarte multă presiune. Și în momentul ăsta Sakura noastră se simte vinovată.
Și în acest moment, în timp ce Sakura plânge, Ino plânge pentru că Sasuke trebuie ucis, apare și Shikamaru și spune: băi, ultima mea misiune ca lider de echipă lungă a fost un dezastru, dacă vă amintiți când s-au dus după Sasuke. Dar acum formăm o echipă, nu mai suntem copii și trebuie să-l omorâm pe Sasuke. Până la urmă, cu plânsete și lacrimi, toți sunt de acord că Sasuke trebuie omorât. Și până la urmă, Sai îl scapă gura și zice: băi, Naruto s-a dus după Raikage să discute despre Sasuke. Sakura zice: domne, o să discut eu cu el și totul va fi în regulă, așa că haideți să mergem. Și așa, încă o echipă pleacă din sat fără aprobare. Și fiți pe fază că tipul ăsta care e din satul Ceței, împreună cu puștanul la șmecher, zice: bă, ceva nu e în regulă, să ne pregătim de luptă. Ei în continuare se ceartă cine să fie lider. Toată lumea zice că domne să fie Danzo. Băi, nu, nu-l puneți pe Danzo lider, vă rog eu din suflet. Ăsta folosește Byakuganul. De ce are ăsta Byakugan? Foarte interesant. Până la urmă îl vede pe Danzo care ochiul lui Shisui. De asta chiar trebuie să discutăm pe alt episod. Ca să înțelegeți, pe celălalt tip a făcut un genjutsu fratele nostru Danzo ca să îl susțină împotriva lui Raikage. Și ăștia încep să se certe din nou. Timp ce băieții noștri se ceartă, o explozie strică tot Akatsuki, sau așa cred ei. Sasuke-lu atacă summitul Kage. Naruto pleacă puțin mai așa să se reculeagă, Kakashi și Minato... de pula mea ce-am zis. Sasuke-lu atacă summitul Kage, Naruto e dus de Yamato și Kakashi să se odihnească și cam aici se încheie un capitol criminal. Și ce urmează o să fie bestial rău de tot, Kakashi o să fie față în față cu Madara, o să avem Naruto și Madara față în față, o să avem Sasuke Gaara, Sasuke Raikage, avem un episod blană rău de tot săptămâna viitoare, chiar la o zi după lansarea remasterizării Naruto. Mai țin și eu un speech scurt de aproximativ un minut să vă reamintesc că urmează remasterizare Naruto. Episodul 1 este gata și numai bun de lansare pe 1 august. Episodul 2 este la fel de gata și el numai bun să fie lansat. Nu va fi pe 8 pentru că aici va fi o mică problemă. Aș vrea să-l pun vinerea, așa că în fiecare vineri, după data de 1 bineînțeles, va fi câte un episod din Naruto remasterizat. Avem voci, avem amintiri, avem texturi noi, avem sunet modificat, subtitrare necenzurată. Dați click pe link-ul din descriere pentru Patreon și vedeți acolo trailerul care este și pe acest canal. Pe acest canal va fi trailerul fiecărui episod, chiar înainte să apară, probabil cu o zi, două. Dați acolo și vedeți. Până data viitoare, băieți, vă mulțumesc și ne vedem. Cu ce o mai găsi pe acest canal?